Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea se menține deosebit de rece, cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul zilei, când pe arii relativ extinse vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare. Izolat vor fi condiții de polei, vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade, iar cele minime între minus 4 și minus 2 grade. De o zi destul de rece au avut parte azi locuitorii municipiului Zalău, unde potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 3 grade, iar la noapte sunt anunțate temperaturi de minus 2 grade. Vremea dă semne de îmbunătățire începând de mâine, meteorologii anunțând temperaturi ceva mai ridicate în cele 4 orașe de la noi din județ. În Șimleul Silvaniei se anunță o zi cu maxime de până la 7 grade și o minimă de minus 3 grade. De temperaturi asemănătoare vor avea parte și zălăoanii, unde potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 7 grade, iar minima va coborî la minus 3 grade. Temperaturi asemănătoare anunță meteorologii și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde pe timpul zilei termometrele vor indica 7 grade, iar noaptea minima va scădea la minus 3 grade. În următoarele zile, vremea se încălzește considerabil, meteorologii anunțând temperaturi de până la 11 grade. Pentru sâmbătă sunt anunțate temperaturi de până la minus 3 grade pe timpul nopții, iar ziua va fi ceva mai plăcut, maxima anunțată fiind de 7 grade. În cursul zilei de duminică, vremea dă semne de îmbunătățire. În miezul zilei, mercurul din termometre se va opri la 10 grade, iar noaptea sunt anunțate temperaturi de până la minus 2 grade. Lunii, vremea se menține pe aceeași linie, astfel că pe timpul zilei vom avea parte de temperaturi de 11 grade. Noaptea, însă, vremea se va menține rece, minima prognozată fiind de 1 grad. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!